După foarte mult timp, secțiile de ATI din Spitalul Județean de Urgență sunt goale datorită faptului că au scăzut cazurile de infectare cu SARS-CoV-2. În județul Mehedinți, rata de infectare a scăzut până la 0,01 la 1000 de locuitori. Numărul cazurilor noi de infectare cu SARS-CoV-2 raportate în ultimele zile este în scădere, la fel ca și cel al pacienților internați în stare gravă în secțiile de terapie intensivă. Proporția cazurilor severe era de 80% până nu demult. Acum a scăzut cam la jumătate față de finalul anului trecut. Este bine că sunt goale, că nu mai sunt bolnavi. O fi sănătoși. Deci eu stau la gura voi, nu prea au fost cazuri, dar și ne-am și vaccinat aproape. Toată lumea de la blocul unde stau eu și prin sat am auzit, toată lumea a făcut vaccinul. În ultima perioadă, locurile la ATI COVID sunt goale. Această situație a mai avut-o tocmai la începutul verii lui 2020. Au scăzut infectările și normal în secțiile ATI. Avem cam o săptămână în care am avut 0 cazuri de infectare. E bine. E bine, pentru că înainte a fost rău. Eu am avut coleg, prieten, care a fost infectat și a trecut prin clipe grele la ATI. Deci cine spune că nu, COVID-ul nu există, nu știu. A scăzut numărul internărilor, iar pacienții care ajung au majoritatea forme moderate de infectare, astfel că proporția cazurilor moderate reprezintă jumătate din total.